numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, suntem în etapa a patra pe drumul nostru spre sărbătoarea Paștelui, duminica a patra din postul mare, care ne lansează din nou chemarea la convertire. Mai precis, să ne întoarcem la botezul nostru, pentru că noi am fost renăscuți la o viață nouă și suntem fii ai Luminii. Vom auzi astăzi Evanghelia cu vindecarea orbului din naștere. Poate și noi suntem cuprinși de orbire spirituală, de aceea cerem Mântuitorului să ne vindece de această boală, iar acum ne mărturisim păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Dumnezeule, care prin Fiul Tău împlinești în chip minunat împăcarea neamului omenesc, dă-i, te rugăm, poporului creștin harul să iasă cu credință vie și cu evlavie generoasă în întâmpinarea sărbătorii Paștelui care se apropie, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea întâi a lui Samuel. În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Samuel: umple-ți cornul cu un de lemn și du-te. Te voi trimite la Iese, cel din Betleem, căci am văzut între fiii săi un rege pentru mine. Când ei au venit, Samuel l-a văzut pe Eliab și i-a zis: cu siguranță, unsul Domnului este înaintea lui. Domnul i-a zis lui Samuel: nu te uita la chipul și înălțimea staturii lui, căci l-am îndepărtat. Domnul nu se uită la ceea ce vede omul. Omul se uită la ochi, Domnul însă se uită la inimă. Iese i-a făcut pe cei 7 fii ai săi să treacă prin fața lui Samuel. Samuel i-a zis lui Iese: Domnul nu l-a ales pe niciunul dintre ei. Samuel i-a zis lui Iese: aceștia sunt toți fiii tăi?
El a răspuns, a mai rămas cel mai mic. Iată, păzește turma. Și Samuel i-a zis lui Iese, trimite să-l aducă, fiindcă ne vom așeza la masă până când nu va veni aici. Iese a trimis ca să-l aducă. Era roșcat, cu ochii frumoși și plăcut la vedere. Domnul i-a zis lui Samuel, ridică-te și unge-l, el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților săi. Duhul Domnului a venit peste David din acea zi încolo. Cuvântul Domnului. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășun verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Călăuzește pe cărări drepte de dragul numelui său, chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Pregătești masă pentru mine în fața supritorilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Ridică-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, odinioară erați în întuneric, acum însă lumină în Domnul. Umblați ca niște fii ai luminii, căci rodul luminii constă în toată bunătatea, dreptatea și adevărul. Discerneți ceea ce este plăcut Domnului și nu luați parte la faptele fără rod ale întunericului, ci mai degrabă denunțați-le. Căci este o rușine chiar și numai să se vorbească despre faptele săvârșite de ei în ascuns, pe când toate cele denunțate sunt dezvăluite de lumină, pentru că tot ceea ce este dezvăluit este lumină. De aceea se spune, trezește-te tu care dormi și ridică-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Cuvântul Domnului. Eu sunt lumina lumii, spune Domnul, cine mă urmează va avea lumina vieții. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus a văzut un orb din naștere.
Discipolii lui l-au întrebat zicând, Rabi, cine a păcătuit că s-a născut orb, el sau părinții lui? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci este astfel ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Noi trebuie să săvârșim lucrările celui care m-a trimis atât timp cât este zi. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă și a pus tina pe ochi. Și i-a zis, du-te și spală-te la piscina Siloe, care înseamnă trimisul. Așadar, el a plecat, s-a spălat și s-a întors văzând. Atunci vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era cerșetor au zis, nu este el cel care ședea și cerșea? Unii spuneau, el este. Alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. El a zis, eu sunt. Așadar i-au spus, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul care se numește Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la Siloe și spală-te. Deci m-am dus și după ce m-am spălat, mi-am redobândit vederea. Ei i-au zis, unde este acela? El a răspuns, nu știu. L-au dus la farizei pe cel care fusese orb. De fapt, era sâmbătă, ziua în care a făcut Iisus tina și a deschis ochii. Farizeii l-au întrebat din nou cum a început să vadă. El le-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Câțiva dintre farizei ziceau, omul acesta nu este de la Dumnezeu pentru că nu ține sâmbăta. Alții însă ziceau, cum poate un păcătos să facă astfel de semne? Și era dezbinare între ei. Deci i-au zis iarăși orbului, tu ce spui despre el de vreme ce ți-a deschis ochii? El a răspuns, este un profet. Iudeii nu credeau despre el că fusese orb și a început să vadă, până când nu i-a chemat pe părinții celui care și-a redobândit vederea și i-au întrebat, acesta este fiul vostru pe care spuneți că l-ați născut orb? Așadar, cum de vede acum? Părinții lui au răspuns și au zis, știm că acesta este fiul nostru și că l-am născut orb, dar cum de vede acum nu știm și nici cine i-a deschis ochii nu știm. Întrebați-l pe el, este destul de mare. Va vorbi el însuși despre sine. Părinții lui au spus acestea pentru că se temeau de iudei. De fapt, iudeii se înțeleseseră deja că dacă cineva ar fi mărturisit că el este Hristos, să fie exclus din sinagogă. De aceea au spus părinții lui, e destul de mare, întrebați-l pe el. Atunci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă mărire lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns, eu nu știu dacă este un păcătos, eu una știu că eram orb și acum văd. Ei au zis, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? El le-a răspuns, v-am spus deja și nu m-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Nu cumva vreți și voi să deveniți discipolii aceluia? Atunci au început să-l insulte zicând, tu ești discipolul lui. Noi suntem discipolii lui Moise. Noi știm că lui Moise a vorbit Dumnezeu, dar acesta nu știm de unde este. Omul a răspuns și le-a zis, tocmai asta-i de mirare, că voi nu știți de unde este, iar el mi-a deschis ochii. Noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, ci dacă cineva îl cinstește pe Dumnezeu și face voința lui, pe acela îl ascultă. De când e lumea, nu s-a auzit ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naștere. Dacă aceasta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic. I-au răspuns și i-au zis, tu ești născut cu totul în păcat și ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și întâlnindu-l i-a zis, crezi tu în Fiul omului? El a răspuns, cine este, Doamne, ca să cred în el?
Iisus i-a zis, L-ai văzut? Este cel care vorbește cu tine. El este. El i-a zis, Cred, Doamne, și l-a adorat. Iisus i-a zis, Am venit în lumea aceasta ca să fac judecată, pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să devină orbi. Unii dintre farizei care erau cu el au auzit acestea și i-au zis, Nu cumva suntem și noi orbi? Iisus le-a zis, Dacă ați fi orbi, nu ați avea păcat, dar pentru că spuneți, vedem, păcatul vostru rămâne. Cuvântul Domnului! Credincioși, Duminica a patra ne pune în fața această relatare despre vindecarea unui orb din naștere. Sigur, gândindu-ne la situația unui tânăr, a unui om care nu a văzut niciodată lumina, care nu a putut să admire culorile, frumusețile naturii, să cunoască personal după față de părinți sau rude, este ceva teribil. Este o viață cufundată în întuneric și înțelegem poate de ce acest tânăr, ori din naștere, trezește mila lui Iisus. Nu este el cel care cere să fie vindecat, dar Iisus l-a întâlnit la piscina de la Siloe. Era, ne închipuim, un om disprețuit. Părinții îl trimiteau să cerșească și probabil se afla la această piscină pentru a cerși. Și iată, Iisus îl întâlnește și are loc această minune pe care evanghelistul Ioan o prezintă cu o valoare pedagogică pentru noi. Sfântul Ioan are mai multe minuni relatate și toate vor să ne trimită spre semne, spre realități care ne privește și pe noi. Și această vindecare a orbului, nu mă voi opri asupra amănuntelor, dar voi sublinia câteva aspecte, și această vindecare are trei semne care se potrivesc foarte bine pentru noi, pentru această perioadă de pregătire la sărbătoarea Paștelui. Remarcăm imediat că este vorba de o apă, piscina de la Siloe, și este vorba de recăpătarea luminii ochilor din partea unui orb. Cu puțin timp înainte de a săvârși minunea, Iisus a declarat în Evanghelie, atâta timp cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. A venit să aducă lumina. Și iată un moment în care aduce lumină pentru un orb, lumina ochilor, dar aduce lumină și în suflet. O convertire, am putea spune, pentru acest orb din naștere, care de la necunoașterea lui Hristos și a lui Dumnezeu ajunge la cunoaștere și la o mărturisire profundă de credință. Apoi trebuie să mai adaug, pentru a înțelege acest simbol al luminii și al apei, că toată scena se desfășoară pe fundalul sărbătorii corturilor, atunci când evreii aminteau peregrinarea lor prin pustiu și făceau această sărbătoare la Ierusalim și seara, relatează cronicile, se aprindeau torțe care iluminau orașul Ierusalim, era ceva extraordinar în modul de a lumina cetățile Ierusalim, zidurile Ierusalimului, iar marele preot cobora cu o sticlă de aur la această piscină de la Siloe, lua apă, apă care era apoi turnată pe altar și se aducea jertfă în amintirea acelui timp când poporul evreu a peregrinat prin pustiu și a trebuit să locuiască în corturi. Remarcăm imediat aici că acest gest amintește de o eliberare și noi imediat trebuie să mergem cu gândul la o eliberare a noastră, și anume
la momentul botezului, pentru că botezul nostru a însemnat spălarea în apă și în același timp acest botez a devenit pentru noi o iluminare. În vechime, în primele veacuri ale creștinismului, timpul postului mare era și un timp de pregătire pentru primirea botezului în noapte din Paști, de Paști, din partea catecumenilor. Și de aceea, această Evanghelie pusă în această duminică vrea să trezească și în noi această amintire a botezului nostru și o altă dorință mai puternică, aceea de a avea lumină suficientă în inimile noastre pentru a-L cunoaște mai bine pe Mântuitorul. Faptul că suntem trimiși la botezul nostru ne amintește și Sfântul Apostol Paul în scrisoarea, din scrisoarea către Cala Efeseni, din care am citit lectura a doua. Fraților, odinioară erați în întuneric, acum însă sunteți lumină în Domnul. Umblați ca niște fii ai luminii, căci rodul luminii constă în toată bunătatea, dreptatea și adevărul. Este așadar clară această aluzie la botezul nostru și trăind din botezul nostru, trebuie să ne întoarcem totdeauna la botezul nostru, pentru că nu totdeauna conturile sunt încheiate odată cu primirea botezului. Ceea ce remarcăm în relatarea vindecării orbului este, sigur, modul cum Iisus săvârșește minunea, dar mai ales acel dialog dintre ucenici și Iisus, dintre farisei, cărturari și Iisus, și apoi mai ales dialogul dintre Iisus și orbul care este vindecat. Vedem și constatăm că un orb din naștere ajunge la lumină și cei care pretindeau să aibă lumină devin mai orbi la sfârșitul acestei relatări. O spune însuși Iisus atunci când încercau să-L acuze de faptul că a încălcat ziua de sabat, că în numele cui ar fi săvârșit această minune. Și spune Iisus, nu cumva, farizeii, nu cumva suntem și noi orbi? Iisus le-a zis, dacă ați fi orbi, nu ați avea păcat, dar pentru că spuneți, vedem, păcatul vostru rămâne. Este necredința farizeilor și cărturarilor care aveau în față adevărul, lumina, viața și nu credeau. Era Mesia, era Hristos în fața lor care săvârșea atâtea minuni și nu au admis această prezență a trimisului lui Dumnezeu. Îi avem pe apostol care și el la un moment dat se îndoiesc. El a păcătuit sau părinții de a ajuns în această situație să fie orb? Și apostolii încă mai se îndoiau de capacitatea lui Iisus de a vindeca de o boală reală care este orbirea. Dar ceea ce contează mai mult poate este această trezire la adevărată viață a orbului. El este vindecat de orbirea fizică, începe să vadă, se bucură de viață și atunci când Iisus îl întreabă dacă el crede în persoana care i-a făcut această minune, el spune, dar cine este acela ca să cred în el? Iisus spune, cel care vorbește cu tine. Aici poate este momentul în care vedem că se realizează această vindecare sufletească a orbului care de la necredință, de la această încercare de a atribui minunea unei întâmplări, ajunge în momentul în care face această mărturisire de credință, o credință care înseamnă pentru el recăpătarea luminii. El vede și cu ochii trupului, dar vede de acum înainte și cu ochii sufletului. Spuneam că acest lucru ne trimite la botezul nostru. La botezul nostru s-a deschis și s-a aprins lumina în sufletele noastre. Am fost spălați de păcat, dar de atunci avem lumina credinței în sufletele noastre
Și tocmai această credință pe care a mărturisit-o orbul din naștere în dumnezeirea lui Iisus, în puterea sa, trebuie să fie pentru noi obiectul aprofundării. Postul mare ne îndreaptă spre noaptea de Paști, când vom reînnoi făgăduințele de la botez. Noaptea de Paști, când vom aprinde lumina, simbol al luminii lui Hristos, care vrem să ardă și în sufletele noastre. Ne vom lăsa din nou stropiți cu apa cu care am fost spălați la botez. Dar mai important decât ritul exterior este tocmai această creștere în credință, pentru ca clar viziunea noastră, capacitatea noastră interioară de a vedea să devină mai puternică. Însă, ajungând la problema noastră, sigur că putem face o reflexie și mai profundă asupra faptului că mai mult poate ca oricând avem și noi nevoie să ne prezentăm în fața lui Iisus pentru a fi vindecați de orbirea noastră, pentru a fi eliberați de întunericul în care trăim. Astăzi este în fața noastră un fenomen contradictoriu. În timp ce devin mai luminoși ochii științei, se vorbesc despre atâtea progrese în domeniul economic, politic, în domeniul științelor, cu atât mai mult ochii omului devin mai întunecați. Cu cât pretindem că vedem mai mult în jurul nostru, cu atât omul vede mai puțin în interiorul său. Pământul luminat în întregime de rațiune strălucește sub semnul nenorocirii triumfale, spunea un filozof modern. Tot mai mult se afirmă obiectivele științifice ale omului, însă tot mai puțin sunt clare valorile pe care omul trebuie să le trăiască și să le cultive. Omul devine pentru el însuși un mister. Își îmbunătățește viața, știe ce este viața, dar nu știe cum să-și trăiască viața. Ori în această formă de trăire, omul, putem spune că orbe căiește în întuneric, nu vede clar și încearcă atunci tot felul de surogate, încearcă tot felul de răspunsuri, soluții la problemele care îl frământă. De ce trăiesc pe pământ? Care este scopul vieții mele? Omul, chiar dacă are inteligență și cunoaște multe lucruri, dacă nu are lumina credinței, este un om cufundat în întuneric. Orbul din naștere devine atunci o metaforă tragică a omului modern. Omul modern care nu mai vede și nu mai este capabil să se deschidă la lumină. Poate ați auzit de, sigur, diferitele curente care încearcă să nege valorile fundamentale în care trebuie să creadă omul. Nietzsche cu nihilismul său, că nu există nimica adevărat, nimica stabil, totul este provizoriu. Poate ați auzit de secolul luminilor, iluminismul din secolul XVIII, care a încercat să aducă lumină și a pretins să aducă lumină, dar a adus atâta lumină încât i-a orbit pe oameni sufletește și consecințele se văd și astăzi, ale iluminismului care a introdus tot felul de teorii asupra comportamentului uman. Fenomenul, sigur, este în creștere, dar noi creștinii avem un punct de referință la care ne putem refugia pentru a nu cădea în aceste pericole și pentru, mai ales pentru a nu risca să trăim mai departe în întuneric. Poate ne întrebăm cum noi care suntem creștini putem trăi în întuneric? Sunt mulți cuprinși de orbire spirituală. Cunoașteți poate persoane, auziți sau citiți lucruri pe care nu le explicați, cum de oameni din sânul poporului nostru care se definește creștin se pot întâmpla atâtea lucruri oribile. Se poate întâmpla oare în numele unei credințe care luminează comportamentul, care dă sens vieții, care oferă puncte de sprijin clare? Fenomenul se explică din aceea că mulți oameni orbesc astăzi. Nu sunt orbi din naștere, dar își pierd vederea, vederea credinței, vederea vieții adevărate pe parcurs.
Și este o chemare atunci, această Duminică Apostolului Mare, să ne gândim nu numai la fenomenul fizic al orbirii și nu numai la fenomenele extraordinare atunci când vedem oameni orbi, dar mai ales asupra acestui pericol care se răspândește tot mai mult și care pune în pericol existența adevărată a omului. Pentru mulți, viața devine ca și o noapte întunecoasă, fără perspective, o închisoare teribilă, o închisoare întunecată, în care lucrurile își pierd frumusețea lor, conturul lor, oamenii care nu mai au gust pentru Dumnezeu, pentru cele sfinte, pentru sacramente. Întregul efort al omului este unul pentru a vedea lumina, dar unde se caută lumina? Eu sunt lumina lumii, spune Hristos. Cel care vine la mine nu va umbla în întuneric. Avem această garanție sigură și atunci, după exemplul orbului din Evanghelia de astăzi, trebuie să încercăm să trezim mai mult credința noastră și să-L punem pe Hristos în centrul vieții noastre. Să cerem să ne dea mai multă lumină pentru a vedea și pentru a trăi ca adevărați fii ai luminii, așa cum ne-a îndemnat și Sfântul Apostol Paul. Trezește-te tu care dormi, ridică-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Dacă vom face acest efort odată cu postul și cu efortul nostru de a ne disciplina înclinațiile, viața, vom primi și lumina adevărată pentru suflet. Se povestește despre o tânără care a trăit recent în Italia, se cheamă Benedetta Bianchi Pori, care la 27 de ani, în timp ce asista la Sfânta Liturghie, a avut o hemoragie la ochi și a pierdut vederea în timpul Sfintei Liturghii. Probabil era afectată de boala ochilor, dar s-a întâmplat acest lucru în timpul Sfintei Liturghii. Pentru 5 ore nu a voit să spună nimănui ce i s-a întâmplat. A mers doar la părintele care a celebrat Sfânta Liturghie și a spus: Părinte, sunt senină și am atâta lumină în mine, chiar dacă de puțin timp mi-am pierdut complet vederea. Și în jurnalul ei scrie mai târziu: Întunericul meu mă apasă, dar îl prefer, dacă acesta este prețul pentru a umbla cu mai multă lumină în inimă, pentru a-L urma pe Hristos. Un exemplu care, sigur, ne arată cât de prețioasă este vederea ochilor, dar și mai prețioasă este vederea pe care trebuie să o purtăm în sufletele noastre. Sfântul Augustin, referindu-se la momentul crucial și important pentru noi, răstignirea lui Iisus, spune: Au făcut din sângele său colir pentru orbi, întărătându-se, se referă la dușmanii lui Iisus mai mult, celor care se făleau că au ochi bine deschiși pentru lumină, a năvălit peste ei întunericul, ci ei au răstignit lumina. Câtă orbire, exclamă Sfântul Augustin, au ucis lumina, dar lumina pe cruce i-a luminat pe orbi. Un paradox, lumina care este Hristos este răstignită, dar acea lumină care este răstignită ne-a dat capacitatea ca să vedem. Postul Mare ne amintește și de acest moment în care lumina adevărată vine și din crucea lui Hristos. Să-L rugăm la această liturghie să ne mărturisim această credință în Hristos și să-L rugăm să ne dea mereu lumina sufletului. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat,
născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șa de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, să ne rugăm cu încredere lui Dumnezeu Tatăl prea îndurător, ca toți oamenii să poată primi cuvântul Lui și astfel să meargă pe calea mântuirii. Părinte Ceresc, care l-ai trimis Fiul Lumii pe Fiul Tău, dăruiește Bisericii Harul ca prin meditarea cuvântului și prin celebrarea Sfintei Euharistii să se renoiască pururi și să se desăvârșească în sfințenie. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite cuvântul Tău la toți frații noștri, ca ei să te poată cunoaște și iubi cu adevărat. Te rugăm, ascultă-ne! Celor care caută adevărul, dăruiește-le bucuria întâlnirii cu Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează familiile noastre și sporește în ele dragostea și armonia prin citirea și trăirea cuvântului Evangheliei Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor celor care participă la această Sfântă Liturghie harul ca, fiind conștienți că fac parte din poporul preoțesc al lui Hristos, să facă din viața lor o jertfă de laudă adusă pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea lumii. Te rugăm, ascultă-ne! Primește-i pe reposații noștri în bucuria veșnică. Te rugăm, ascultă-ne! Ascultă, Dumnezeule, cu bunătate rugăciunea bisericii Tale, să nu fie niciodată lipsiți de ajutorul Tău, aceia cărora le dăruiești bucuria să participe la misterele Tale, prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Doamne,
Doamne, noi îți aducem cu bucurie darul aducătoare de viață veșnică, rugându-te cu umilință să ne dai harul de a le venera cu fidelitate și de a le oferi cum se cuvine pentru mântuirea lumii prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El a scos din întuneric neamul omenesc și l-a condus la lumina credinței prin misterul întrupării sale. Iar pe cei născuți în sclăvia păcatului, prin baia botezului, iar e născut și-a înălțat la demnitatea de fi ai lui Dumnezeu. De aceea, cerul și pământul ți se închină, înălțându-ți această cântare veșnic nouă, pe care și noi nu întâlne cu corurile de înger, ți-o înălțăm cântând fără încetare. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată.
De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că Cel, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata lui înviere din morți, înălțare la cer și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu preafericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și prin a căror mijlocie sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francesc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre tutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ne-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Dumnezeule, care luminezi pe tot omul ce vine în această lume, luminează-ne, te rugăm, inimile cu strălucirea harului tău, ca să cugetăm pururi la cele vrednice de tine și plăcute maestății tale și să te putem iubi cu sinceritate prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mi în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrumiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Începând de astăzi, atât duminica, cât și în zilele de lucru, Sfintele Liturghii vor fi la ora 18:30. Și asta pe tot parcursul timpului, cât avem ora de vară. Prin urmare și calea crucii de duminică, miercuri și vineri, ca și adorația de joi, vor fi la ora 18, adică cu jumătate de oră mai devreme. Din partea pastorației tineretului în parohie, am fost rugat să spunem că toți cei care sunt scautiști din alte localități, dar învață în Iași, să fie într-o colaborare și să sprijine activitățile centrului scaut din Iași. Părinte Cristian Bărnat este responsabil cu acest sector. Iar eu reînnoiesc rugămintea mea de a susține acest memorial al preasfinților Anton Durcovici. În urma apelului de duminică, sigur, au venit vreo 40 de persoane cu mare bucurie, sigur, dar insist mai departe pentru că trebuie să-l terminăm cât mai repede. Dacă cineva poate să contribuie la acest muzeu, la acest memorial, mai bine zis, ne-am bucurat din toată inima. O duminică frumoasă! Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Ocrotește, Doamne, pe cei care te imploră, întărește pe cei slabi, pe cei care umblă în întunericul morții și însuflețește necontinuit cu lumina ta și ajută-i să ajungă la lucrurile cerești pe cei care îi ferești cu milă de toate relele prin Hristos Domnul nostru. Pe voi toți să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu,
Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.